Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip pentru Zodia Capricorn. Să vedem cum va fi luna august pentru cei din Zodia Capricorn. După cum v-ați obișnuit, sunt trei variante. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei cu care considerați că rezonați mai bine. Iar eu voi începe cu prima variantă. Să vedem cum va fi luna august pentru cei din Zodia Capricorn care au ales prima variantă. Cei din Zodia Capricorn, din câte văd aici, o foarte mare parte dintre voi aveți anumite intuiții, doar că nu vreți să vă ascultați acele intuiții pe care voi le aveți. Și să știți că greșiți foarte mult în acest aspect. Aveți o persoană care vine spre voi și încearcă să creeze o anumită relație cu voi, doar că voi stați destul de mult pe gânduri și nu știți ce să faceți dacă vreți într-adevăr să continuați cu persoana respectivă sau nu. E bine să vă gândiți dacă într-adevăr vă mai doriți persoana respectivă în viața voastră sau nu, pentru că chiar dacă această persoană poate v-a greșit în trecut, acum se gândește să vină mult mai cu mult mai multă stabilitate, cu mult mai multă iubire, cu mult mai multe lucruri benefice. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, probabil deja ați aflat o parte din voi despre un anumit loc de muncă, doar că îl refuzați. Nu știu ce motive aveți, însă să știți că locul de muncă este destul de bun. Poate îl refuzați și din cauza că este undeva departe și trebuie să treceți o apă. Pentru unii poate să fie că trebuie să treceți un râu, pentru alții că trebuie să treceți o mare sau un ocean. E adevărat că când pleci pe undeva la distanță nu e tocmai ușor, dar trebuie să vă gândiți foarte bine la acest aspect, ce anume vă doriți pe mai departe. Pentru că dacă într-adevăr vă doriți stabilitate financiară, vă doriți să puteți să le oferiți celor de acasă un viitor mult mai bun, trebuie să faceți și acest pas. În același timp, voi vă doriți o anumită persoană, însă nu, persoana pe care vă doriți voi, între voi și persoana pe care vă doriți, nu există suficientă atracție sau chimie pentru a menține acea relație. Odată ce veți pleca la acel drum, la acel servici, veți întâlni o persoană și va exista o atracție chiar foarte, foarte mare între voi de la început. Ceea ce este bine. Și ar fi bine să vă deschideți inima, să vă deschideți sufletul spre o nouă iubire. Chiar dacă între cuplurile care rămân împreună până la bătrânețe și moarte nu e iubire, sau cel puțin nu genul ăsta de iubire. Cred că obișnuința definește cel mai bine o astfel de relație. Iar voi, din câte văd aici, sunteți persoane care vă doriți să fiți iubite, nu să stați într-o relație care e doar simplă obișnuință. Însă, poate exista un sentiment de atașare, de afecțiune, cei doi se pot înțelege bine, ajung să se cunoască la perfecție, se pot iubi ca prieteni, dar ce simt ei nu e iubirea care e sinonimă cu dragostea, da? Deci față de persoana pe care voi poate vă doriți în acest moment sau poate sunteți în acest moment. Ați intrat într-o perioadă de obișnuință, într-o perioadă în care vă simțiți comod poate lângă această persoană. Dar asta nu înseamnă că este iubire. Pe când veți întâlni cealaltă persoană, această persoană nouă, cu această persoană veți descoperi adevărata iubire. Cam atât am avut de spus pentru prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2.
Să vedem. Cum va fi luna august pentru cei din zodia Capricorn? Care au ales varianta numărul 2. Bun, aici vorbim, voi v-ați întâlnit deja sufletul vostru geamăn, însă ați avut anumite discuții și poate chiar ați ajuns la o despărțire cu această persoană, deoarece vi s-a părut că este prea imatur, prea imprudent, prea copilăroasă și iar voi vă doriți o persoană mult mai stabilă. Voi sunteți o persoană care gândiți probabil lucrurile la rece. Și v-ați fi dorit ca și cealaltă persoană să gândească lucrurile așa. E posibil ca deja să vă fi despărțit de persoana respectivă, dar în același timp să mai simțiți și atracție, să vreți acea persoană înapoi. Însă dacă vă doriți acea persoană să vină înapoi, e bine să îl sau să o acceptați așa cum este. Nu puteți schimba această persoană și până la urmă nici faptul că voi sunteți atât de reci în anumite situații nu vă ajută foarte mult. Adică trebuie să știți cum e, această situație este, trebuie să lase de la el și unul și celălalt și voi, chiar dacă în anumite situații sunteți mai reci, mai rigizi, trebuie să știți în relație să fiți mai copilăroși. Altfel nu veți duce această relație la bun sfârșit, în condiții optime, pline de fericire. E bine să aveți conversații de la inimă la inimă. Discutați cu sinceritate sentimentele dumneavoastră unul cu celălalt. Relația va fi una foarte bună dacă lucrați la ea împreună. Atragi iubirea romantică, bucură-te de acest moment pe deplin. Da? Deci puteți avea un viitor foarte, foarte bun cu această persoană, dar trebuie și voi să discutați și să vedeți. Să-i spuneți persoanei respective ce nu vă place la ea, iar persoana respectivă ce nu-i place la dumneavoastră. Și atunci să puneți cumva să găsiți o cale de mijloc. Altfel lucrurile nu vor merge în direcția care trebuie. Viața este un proces minunat. Este procesul prin care ne amintim ceea ce deja știm, prin care scoatem la lumină toate cunoștințele aflate în propriile celule și prin care le trăim, le experimentăm. Așa cum vrem să spunem noi manualul, da? Dacă considerăm că există în viața noastră un anumit manual pentru a ne ghida viața, sau de funcționare se află în noi înșine, în memoria noastră celulară. Acolo avem înscris că suntem una cu tot ceea ce este viața, cu pământul și creaturile sale, cu cerul și toate astrele, una cu divinitatea și parte din ceea ce este divinitatea. Da? Deci încercați să fiți puțin mai flexibili, nu chiar atât de rigizi. Da, puteți fi la locul de muncă rigizi, dar în schimb acasă trebuie să fiți mai maleabili. Cam atât am avut de spus pentru varianta numărul 2 și voi trece la varianta cu numărul 3. Să vedem cum va fi luna august pentru cei care au ales varianta numărul 3 de la zodia Capricorn. Voi aici ar trebui să fiți
destul de maleabil. Și o să vă spun de ce. Voi sunt, mulți dintre voi în această situație sunteți destul de fixi în ideile voastre. Sunteți, aveți poate o anumită religie și credeți cu sfințenie în religia dumneavoastră. E bine să crezi în religia pe care o ai sau în ideile tale, dar nu poți să și obligi pe altul să aibă încredere în ideile și în religia ta. Fiecare crede în religia poate cu care a crescut. Voi vă doriți ca persoana de lângă voi să adopte religia voastră poate sau ideile voastre, însă acea persoană vă poate spune, da, stai liniștit sau liniștită, vom face așa, însă vă face exact pe dos. Adică nu prea își dorește să adopte aceste idei sau religie sau indiferent despre ce este vorba. Acea persoană preferă să lase totul în urmă decât să continue această relație cu voi. E bine să faceți o schimbare în acest sens și dacă vă doriți acea persoană lângă voi să nu-i mai cereți atât de mult să adopte ideile voastre fixe sau religia voastră sau anumite lucruri pe care voi le, în care voi credeți cu sfințenie. Odată ce lăsați lucrurile puțin mai ușor, veți obține ceea ce vă doriți de la persoana respectivă, persoana respectivă va fi alături de voi și chiar veți avea o relație foarte bună, atât din punct de vedere sentimental, cât și din punct de vedere material. Este bine să vă gândiți dacă într-adevăr mai puteți recupera sau nu persoana respectivă pentru cei care deja v-ați despărțit, pentru că în unele cazuri se mai pot produce schimbări, mai poate veni persoana înapoi, dar în unele deja este prea târziu. Însă, chiar dacă veți cunoaște o altă persoană, încercați să nu mai fiți atât de fixi, pentru că chiar dacă va veni o persoană nouă în viața voastră, va pleca din nou, așa cum a plecat și cealaltă persoană. De asta vă spun, indiferent că vine persoana din trecut, că veți cunoaște o altă persoană acum în luna august, e bine să nu mai aveți acele idei fixe, să nu mai aveți acele dogme, să nu mai, adică nu că să nu le mai aveți deloc, dar să nu mai fie atât de rigide, ca să zic așa. Lăsați puțin lucrurile mai ușor și o să vedeți că lucrurile se așează și puteți fi fericiți. Cam atât am avut de spus și despre zodia Capricorn și de la varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o lună august cât mai frumoasă. La revedere!